Da Mișcării este rubrica zilnică din cadrul jurnalului de sport, în care instructorul Florin Dogaru ne învață exerciții de fitness. Astăzi continuăm cu o nouă serie de mișcări pentru triceps. Bună, sunt Florin Dogaru, iar pentru astăzi v-am pregătit două exerciții de izolare. Și o să începem cu primul exercițiu și anume flexii la helcometri cu bara în V și flexii tot așa la helcometri cu bara dreaptă. De ce am ales aceste două exerciții? Pentru că de multe ori mulți folosesc bara V, bara dreaptă și vreau tot așa să arăt execuția corectă pentru că sunt total diferite, deși este același exercițiu. La una este o execuție și la cealaltă altă execuție. Pentru început o să începem cu bara în V. Acest exercițiu se greșește foarte, foarte mult pentru că bara fiind în V nu se învârte și este foarte, foarte greu de executat și foarte mulți greșesc pentru că folosesc greutăți foarte mari și atunci execuția este greșită. Deci, pentru început o să vă arăt execuția. Băgați-vă foarte mult cu corpul în față, fixați coatele și împingeți în jos să fie mâna întinsă. Sus, nu e nevoie să ridicați foarte sus bara, deci până undeva la mijloc. Jos întindeți. Deci, după cum spuneam, foarte mulți greșesc, pentru că fac următoarea execuție, care se face cu bara dreaptă, nu cu această bară. Ei, pur și simplu, fac mișcarea aceasta și atunci, folosind și greutăți foarte, foarte mari, nu lucră tricepsul, ci se ajută din alte grupe. Ba, dimpotrivă, riscați să vă accidentați. O să vă arăt și un pic din lateral. Deci, nu apropiați coatele, depărtați-le în lateral și de aici împingeți pur și simplu în jos, se întinde tricepsul întins. Ceea ce cu bara dreaptă este total diferit. Cu bara dreaptă, da, se poate face următoarea execuție. Cotele fixe, fixate și jos întins, sus întins. După cum vedeți, este altă mișcare decât mișcarea cu bara V. Să vă arăt și din lateral. Deci, după ziceam, cotele fixe și totul iese de la cot în jos, antebrațul. Nu dați drumul la coate în lateral, nici în față. Fixați coatele, jos întins. Ce este diferit la cele două exerciții? La bara în V puteți folosi greutăți mult, mult mai mari. Bara dreaptă folosiți greutăți poate undeva și la jumate față de cum folosiți la bara în V. Pentru că, după cum am zis, este diferit unul de celălalt. Aceste două exerciții sunt exerciții de izolare, deci pentru formarea tricepsului, nu pentru construcție. Recomand să se facă al doilea, poate chiar la sfârșitul antrenamentului și amândouă puteți face undeva la maxim 3-4 serii pe exercițiu. Tot așa, ce vreau să vă mai spun este să nu folosiți amândouă exerciții în același antrenament. Dacă la un antrenament folosiți bara în V, nu mai folosiți bara dreaptă, folosiți bara dreaptă la următorul antrenament. Nu uitați să ne urmăriți și mâine când o să continuăm seria de exerciții pentru triceps. Doamnelor și domnilor, jurnalul de sport se încheie aici. Sunt Ariana Șimon, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!